La simularea națională a examenului de bacalaureat, doar 36% dintre elevii clasei a 11 au trecut, în timp ce la clasa a 12 au trecut doar 42%. Ministerul Educației Naționale a centralizat datele privind rezultatele probelor obținute în cadrul simulării naționale pentru examenul de bacalaureat, atât pentru elevii clasei a 11-a, cât și pentru elevii clasei a 12-a. Analizele efectuate până la această dată arată că elevii clasei a 12-a au obținut note peste 5, astfel 52,8% la limba română, 67,78% la limba maternă, 42,51% la proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, și 53,92% la proba la alegere a profilului. Situația pentru clasa 11-a se prezinta astfel. La proba de limba română, 44,22% dintre elevi au luat note peste 5. La proba pentru limba maternă, 62,42%, iar la proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, 36,32%. Rezultatele obținute la simulările naționale din anul școlar 2013-2014 nu vor fi trecute în catalog, dar sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.